Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Halil a dat o întâlnire. Ne vom realiza visul pe 15 decembrie. Suntem aici cu știri de ultimă oră despre Halil Brahim Ceyhan și Slat Râcolu. A fost lansat al doilea trailer pentru episodul 31 din seria Kizilik Sherbet, care va fi difuzat săptămâna aceasta. În trailer am văzut că ne așteaptă un episod foarte interesant. După conversația dintre Alef și Abdullah, Alef va închide complet cartea lui Abdullah. Pe măsură ce Nursema îl întâlnește pe bărbatul care a cumpărat picturile pe care le-a făcut, relația acestui bărbat cu fostul ei soț Brahim te va surprinde. Adevărata surpriză este între Doga și Fatih. Fatih, care a fost de acord cu avocatul lui Doa, pregătește un joc groaznic pentru a-l determina pe Doa să-și ia fiul. Ne așteaptă un episod interesant. O altă evoluție este despre Halil Brahim Ceyhan. Halil Brahim Ceyhan a dat vestea bună cu postarea pe contul său de Instagram. Iată acea postare. Halil Brahim Ceyhan a subliniat 15 decembrie cu postul său de ieri. Deci, ce se va întâmpla pe 15 decembrie? După cum am aflat, ceremonia de premiere a Fluturelui de Aur de anul acesta va avea loc pe 15 decembrie. Numele lui Halil Brahim Ceyhan este menționat ca vedetele strălucitoare ale acestui an. Din acest motiv, Halil Brahim Ceyhan, despre care am aflat că este foarte încântat, va fi însoțit de un nume surpriză. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!